Bună ziua, oameni buni! Vă prezint iconița magnet cu foița aurie a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Această iconiță are aplicat pe suportul din lemn un strat de foiță aurie. Iconița poate fi așezată pe frigider sau pe metal și are dimensiunea de 6 pe 8 cm. Pe spate are lipit o folie magnetică. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraților Dioclețian și Maximian Galeriu, între anii 284-311, a fost fiul dregătorului cetății Tesalonicului și a fost botezat în taină de părinți de frica prigoanei împotriva creștinilor. Sfântul Dumitru a cunoscut adevărul prin cuvintele părinților săi, care l-au învățat toate tainele Sfintei Credințe. Astfel, tânărul Dumitru creștea cu anii și cu înțelepciunea, urcând scara virtuților și a ajuns astfel la vârsta cea desăvârșită, dar nu după multă vreme a aflat împăratul că dregătorul lui Dimitrie este creștin și s-a mâniat foarte tare. Drept urmare, împăratul a poruncit ostașilor să-l străpungă cu sulițele pe sfânt în temniță. Astfel, în zorii zilei, ostașii au mers în temniță unde l-au găsit pe Sfântul Dumitru rugându-se, iar când s-au apropiat să-l străpungă cu sulițele, Sfântul și-a ridicat mâna dreaptă, primind prima lance în coastă, asemenea Mântuitorului. Ucis de ostași în data de 26 octombrie în anul 311, Marele Dimitrie și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. De atunci, moaștele Sfântului Dimitrie, izvorătoare de mir, au săvârșit multe minuni și nenumărate tămăduiri. Trupul Sfântului se află astăzi în biserica sa din orașul Tesalonic, în Grecia. În prima duminică după sărbătoarea Sfântului, la vecernie, este deschisă racla în care sunt prezente Sfintele Moaște. Tot atunci, mitropolitul scoate tava de sub Sfintele Moaște, în care se adună pe tot parcursul anului un mir vindecător. Acest mir este apoi amestecat cu ulei de la Sfântul Maslu și este dăruit credincioșilor bolnavi spre tămăduire. Dacă doriți un magnet cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, aveți un link mai jos în descriere de unde puteți comanda. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!